s-a lansat o nouă generație de console pentru jocurile video și anume PlayStation 4. În ziua de astăzi, nu numai gaming-ul, cât IT-ul în general, eu îndrăznesc să spun că se învârte în jurul a trei concepte principale. În primul rând este vorba de putere, dacă vreți să spun așa, putere brută. În al doilea rând este vorba despre conținut. Și în ultimul rând, dar nu ultimul, este vorba despre comoditate, ergonomie, accesibilitate. Ei bine, haideți să le luăm în ordine. Probabil că deja știți mulți dintre voi, avem de-a face cu cea mai puternică consolă de jocuri video lansată vreodată. Nu trebuie să mai amintesc că avem un procesor bazat pe 8 nuclee, o placă grafică bazată pe nucleul Radeon HD, 8 GB de memorie GDDR5, cu hard de 500 de GB și multe alte bunătăți. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe PlayStation 4 veți avea cea mai reușită experiență de joc de pe orice consolă de jocuri video de până în acest moment și probabil în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Mai mult, după cum spuneam, e vorba de conținut. La ce folos o consolă puternică sau, mă rog, un sistem puternic dedicat jocurilor dacă jocurile nu există? Ei bine, aici avem în spate, ca să spun, moștenirea PlayStation, pentru că deja suntem la a patra generație de consolă de casă PlayStation și fiecare dintre predecesorii acestuia au avut parte de un line-up de jocuri neegalat de niciun fel de alt concurent. Am avut cele mai bune jocuri third party existente. Am avut conținut exclusiv pentru jocurile third party. Am avut de departe cele mai bune jocuri first party. Ia spuneți, în 2013, câți dintre voi a jucat jocurile făcute de Sony? Așa, ce mai zi mai tare? Așa, de asta v-ați schimb doar un exemplu. Pe PS4 o să primiți experiențe și mai avansate de atât. Pentru că avem în continuare aceleași studiouri în spate, Sony are aceleași studiouri în spate, are Naughty Dog, are Media Molecule, Santa Monica, uite, mai însuflă și din public. Deci din punctul ăsta de vedere o să fiți pentru o generație aranjat și veți avea acces la cele mai inovatoare și cele mai spectaculoase jocuri video existente sau care vor exista. Poți să spui părerea ta despre acești? Are o grafică foarte bună și pare foarte real. Ți-ai cumpărat un PlayStation 4 acum sau ai aștepta pe viitorul ieftinire? Mi-e indiferent, sincer. Da, îmi place să mă joc. Ok, mersi mult, spor la joacă! Și de acolo puteți să jucați jocul. Nu există instaluri la care trebuie să așteptați voi. Nu există, după ce e descărcat un demo, nu există install la el. În același timp, vrei să împarți cu prietenii tăi imagini din joc, secvențe din joc, ai un buton dedicat pe controller cu care poți face exact asta, poți aplauda direct secvențele de joc, fie pe Facebook, fie imaginile pe Twitter, le poți scoate după aia și le poți, fie le poți trimite prin, direct prin PSN prietenilor tăi, care le pot accesa inclusiv de pe aplicația de telefon mobil sau tabletă PlayStation. În același timp, PlayStation 4 este prima consolă care oferă suport nativ pentru streaming video de joc. Prin Ustream sau Twitch. Știu că avem printre noi niște oameni care cu asta se ocupă. Nu sunteți mulți, dar știu, am văzut. E bine, cu PS4 o să puteți să streamui jocurile voastre fără niciun alt soft intermediar, fără niciun fel de placă de captură, doar apăsați butonul Share, selectați opțiunea Stream Video și de acolo vă jucați și comentați în același timp. Redacția For Fun, tu ești Cătălin Nițu, care ai propriul tău blog care se numește Player One. Ca sigur, lansările care vor
începe din 2014, vor plusa probabil pe next gen, adică PlayStation 4 cel puțin în momentul ăsta e singura consolă next gen adevărată, adică dintre Xbox One și PlayStation 4 e singura care este oficial la noi. Ceea ce înseamnă că probabil pe PlayStation 4 vor fi promovate jocurile. Dacă va fi o lansare, Titanfall va fi mai mult ca sigur pe PC, zic eu. Ai un titlu preferat pe consolele next gen pe care l-ai șipți cu mare drag? Da, tocmai nu știu când o să apară chestia asta, dar joi în săptămâna asta, adică pe 30, va apărea un clip în care spun top 10 cele mai așteptate jocuri ale mele pe canalul meu. Și veți afla acolo care este cel mai așteptat, dar printre ele se află și Titanfall, se află și Infamous Second Son, Drive Club și multe altele. Ai strâns bonuții pentru PlayStation 4? Da. Ai și o altă consolă de o generație mai veche? Da, PlayStation 3. Și cam ce titlu îți place ție foarte mult? Părerea mea e că, mă rog, acum mi-am ales Battlefield, dar dintre titlurile exclusive pentru PlayStation, Uncharted. A fost neașteptat de multă lume. Sincer, nu mă așteptam în România pentru o consolă să vină chiar sute de oameni, dar au venit. Consolele s-au vândut, jocurile s-au vândut, lumea a fost fericită la concursuri, a stat la tombolă, eu zic că a fost bine. Ce te bucură cel mai mult asupra noii generații de console? Dacă aș fi așa un pic superficial, aș spune grafica, dar nu e vorba doar de grafică. E vorba de interfața cu utilizatorul, timpii de încărcare diminuați și, în general, o mult mai bună conectare cu ce se întâmplă, să zic, în mediul virtual. Dacă am avut parte de o lansare PlayStation 4, vom avea oare parte și de o lansare Xbox One? Odată trebuie să-i întreb pe cei din lanțurile de magazine din România și în al doilea rând, bineînțeles, trebuie să-i întreb pe Microsoft. Un titlu pe care l-ai șipți pe actuala generație de console? Pe PS4? Pe PlayStation 4 sau Xbox One? Cel mai apropiat, Infamous Second Son. Ok, mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc și pentru această lansare, fiindcă sunt singurii care se ocupă de așa ceva din România. Sincer, oameni buni. Și sper să ne reîntâlnim cât de curând la alte lansări, poate chiar pe generația nouă de console. Mersi și vă așteptăm. Sper cât mai rapid. Okay.